Celebrii ciocolatieri elvețieni se pregătesc pentru finalul sezonului crucial al Paștelui cu dulciuri sculptate, precum iepuraș, pui și ouă de ciocolată, într-o perioadă de creștere a prețurilor la cacao. La un magazin de ciocolată din Geneva, vechi de 103 ani, vânzătorii s-au grăbit să umple pungile de cumpărături cu dulciuri și să toarne ciocolată caldă pentru clienți. Paștele este un sezon foarte important pentru producătorii de ciocolată din Elveția. Pentru noi este cea mai mare perioadă după Crăciun. Vânzările sunt uriașe. O mulțime de teme de Paște, după cum puteți vedea în magazin. Iepuri, pui, ouă de Paște. Asta este foarte colorat, foarte frumos, subiecte foarte frumoase. Oamenii sunt fericiți. Este începutul primăverii și oamenilor le place foarte mult să cumpere aceste mici ciocolate pentru a le ascunde în grădină de Paște. Aceasta susține că lanțul este mai puțin afectat de creșterea prețurilor care afectează țările din Africa de Vest, cum ar fi Ghana și Coasta de Fildeș, din cauza schimbării meteorologice, inclusiv impactului fenomenului meteorologic El Niño, care implică încălzirea apelor Oceanului Pacific. Fenomenul El Niño, care a provocat căldură și lipsă de precipitații, a dus într-adevăr la creșterea prețului la cacao, mai ales în Ghana și Coasta de Fildeș. Noi lucrăm foarte puțin cu aceste țări. Mulți producători lucrează cu aceste state africane. Noi lucrăm mai mult cu America de Sud. Dar, în general, cumpărătorii din Europa, Statele Unite și din alte părți plătesc mai mult pentru tradiționalele ouă și iepuraș de ciocolată în acest an. Pentru străini, Elveția și, în principal, Geneva are reputația băncilor, a ceasurilor și a ciocolatei. Ciocolata are, într-adevăr, un loc foarte important atunci când străinii și turiștii vin să ne viziteze. Da, deci mă aflu aici pentru o excursie de schi în Alpi, iar aceasta este un fel de popas pentru noi și am auzit lucruri minunate despre ciocolată elvețiană. Guvernul elvețian spune că în această țară se află cei mai mari consumatori de ciocolată pe cap de locuitor din lume, cu aproape 11 kg anul trecut. Potrivit Asociației Industriale din Elveția, consumul intern a scăzut ușor față de nivelul din 2022, în parte din cauza creșterii prețurilor.